așa zis civilizat, hai să zicem, Uniunea Europeană, Statele Unite, în care există o astfel de infracțiune în codul penal, așa anume abuzul în serviciu. Nu mai există nicăieri așa. Ideea de infracțiune, adică un om să meargă la închisoare când sunt prejudicii presupuse sau reale de un anumit, de o anumită sumă, în celelalte țări este o chestiune pentru latura civilă și se judecă ca cel care se zice că a provocat prejudiciu să dea banii. Adică ideea de a băga un om la închisoare, un cetățean,